Suntem recunoscători Domnului care încă ascultă rugăciunea. Și în această dimineață El este aici, pentru că e proprietatea Lui și îi aparține. El nu e musafirul nostru, El este Domnul nostru. Și în casa Lui El vorbește și în casa Lui El are planurile Lui și spunem, Doamne, împlinească-se planurile Tale între noi astăzi. Mă bucur să vă revăd, frați și surori, în două programe din această, sau două slujbe de duminică. În această lună eu am fost în slujire în alte zone ale Europei, să spunem așa. Vă aduc salutări sfinte de la frații din Graz, fratele Zaharia Hankeș. V-a transmis saluturile sfinte, de asemenea frații din Kirchhardt și Nuremberg, din Germania, și m-am bucurat de cei ce au venit personal să aducă și saluturile lor pentru voi, ca părinți, Puiu Ghiurca și alții, care v-au transmis salutări personale. La Graz am avut un eveniment frumos, a fost căsătoria în familia fratelui Marcel Ludușan, primul născut, Flaviu, a ajuns la vârsta în care a încheiat legământ de căsnicie. Iată cum trece timpul și aleargă. Ne bucurăm de cei ce ne vizitează în această dimineață și le spunem tuturor un bun venit la casa Domnului, la casa de rugăciune, fie că ați venit din diaspora, fie că sunteți astăzi aici cu noi din orașele unde Domnul v-a așezat, și doresc Dumnezeu să vă asculte și vouă rugăciunile și să vă binecuvinteze. Pentru cei ce ați fost plecați, familia Demian, și v-ați întors, mulțumim Domnului, familia Dondoții, fratele Ciprian, ne bucurăm de familia fratelui Iacob și sora Floarea, care sunt cu noi, Dumnezeu i-a binecuvântat în călătoria care au făcut-o, și dorim Domnul să le oțelească brațele și spor la muncă, că terenul e destul de greu. Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim Domnului și pentru familia fratelui Timotei, cineva îl trage mereu să vină spre Betania și vă așteptă ori de câte ori. Salutăm și pe Teia între noi, Domnul să o binecuvinteze, de la Cluj, și care mai sunteți, fiți binecuvântați de Domnul. Mă gândeam în această zi, în timp ce se aduceau motivațiile pentru timpul, pentru rugăciunea de mijlocire. E adevărat, frați și surori, m-am uitat puțin în familia bisericii, să spun așa. Anul acesta, parcă câteva familii au fost încercate într-un mod deosebit. Dar pentru unele dintre ele valul a trecut. Mă bucur să-l văd pe fratele Tutui Valer, Dumnezeu l-a binecuvântat, Dumnezeu și-a întins mâna peste el. Mă bucur de fratele Ion Andruș, e împreună cu noi, e un semn al îndurării. Mă bucur de fratele Vasile Corșeu, mă bucur de Claudiu Scripet. Și acum ne-am rugat pentru sora Lucreția Moldovan, ne-am rugat pentru sora Lenuța Hălălai și altă listă de rugăciune. Așa e viața. Oricât de frumoasă ar fi și de bine ne-am simți, Biblia spune, valea plângerii și valea umbrei morții. Oricând suntem dispuși să plecăm și inima să spună stop. Dar până atunci, dragii mei, slujim un mare Dumnezeu care lucrează și astăzi. Amin. Slăviți să fie numele Lui. De aceea cu bucurie să slujim în continuare prin cântarea de laudă. Să cântăm Domnului cu toată adunarea. În timpul acesta aș vrea să-L invit pentru deschiderea timpului de învățătură pe fratele Tony și pe fratele Iacob. Pintea, la momentul potrivit, va avea un cuvânt de învățătură, de asemenea pe fratele Adi Berar. Dorim Domnul să lucreze în această dimineață și dacă va fi o pâine mai, știu eu, mai mare, frații o vor împărți în așa fel încât noi să ne săturăm și nimeni să nu meargă flământ. Și dacă vor fi fărâmituri, să le luăm cu noi. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Cântăm și slujim Domnului prin deschiderea timpului de învățătură. Vreau să fiu umplut de puterea ta,
căci tot ce am Tu stăpânești și vreau ca în mine să domnești. Peste orice cuvânt sau cuvânt rostit să se vadă, aș vrea frumusețea Ta. Dar mai mult de atât, Doamne, eu doresc ca Tu în mine să domnești, Tu să domnești în viața mea. Vreau să fiu umplut de puterea Ta, căci tot ce am Tu stăpânești. Și vreau ca în mine să domnești, Tu să domnești în viața mea. Vreau să fiu umplut de puterea Ta, căci tot ce am Tu stăpânești. Și vreau ca în mine să domnești, Tu să domnești în viața mea. Vreau să fiu umplut de puterea Ta, căci tot ce am Tu stăpânești. Și vreau ca în mine să domnești. Se spuneau câteva cuvinte minunate în această dimineață la timpul de rugăciune, dar mi-au rămas câteva în memorie și mi-au dat de gândit, și anume că nu marca mașinii ne-a păzit de accident. Nu instalațiile foarte bine puse la punct ne-au păzit de incendii sau alte lucruri grave care se puteau întâmpla în viața noastră. Nu. Cel care ne-a păzit de accidente și de alte pericole grave care se puteau întâmpla în viața noastră, era Dumnezeu. Amin. Și este Dumnezeu. Amin. Și așa este, fraților. Este Dumnezeu care până în această dimineață a vegheat asupra vieții noastre. Amin. Până în această dimineață ne-a purtat în carul Lui de biruință. Până în această dimineață ne-a dat pâinea cea de toate zilele, ne-a dat apă și ne-a dat mult mai mult decât ne trebuia. Este Dumnezeu care a făcut aceste lucruri minunate. Și în această dimineață stăm înainte acestui Dumnezeu măreț. Stăm înainte acestui Dumnezeu care ne-a creat pe fiecare în parte. Stăm înaintea Lui și nu vrem să stăm oricum. Vrem să stăm și să-i mulțumim. Să-i mulțumim că El a fost cu noi până aici. El, în dreptul vieții noastre, a mai scris și în dimineața aceasta, a scris viață, viață pentru tine, pentru tine, pentru mine. Și dacă stau în picioare în această dimineață, este meritul lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu. Este harul Lui. Aș vrea să îl rog pe Domnul într-o rugăciune în care vreau să-i spun Domnului ca El să binecuvinteze mai departe această slujbă. Și așa cum am avut nevoie de protecția Lui până aici, vreau să-i spun că avem nevoie în continuare de protecția Lui. Și vrem în continuare să rămână cu noi și El să ne poarte în continuare pe brațele Lui. Și vrem în continuare ca această dimineață să fie binecuvântată de Domnul și nu de oameni. Să fie călăuzită de Duhul lui Dumnezeu. Și zic, Doamne, ai milă și binecuvintează în continuare această zi. Amin. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, stăm înaintea Ta în această dimineață, Doamne. Nu stăm prin meritele noastre, Doamne. Nu stăm prin iscusința noastră. Nu stăm prin înțelepciunea noastră înaintea Ta. Și stăm prin îndurarea Ta, Doamne. Stăm prin jertfa Fiului Tău de la Golgota în această dimineață înaintea Ta. Și îți mulțumim că ne-ai făcut acest har de a sta în prezența Ta în această dimineață. Îți mulțumim că ai pus în noi dorința de a căuta fața Ta, Doamne, și în această zi, Doamne. Îți mulțumim că ai vegheat asupra vieții noastre și în noaptea care a trecut, Dumnezeule. Îți mulțumim că încă din zorii dimineții putem sta în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumesc că este îndurarea Ta peste biserica aceasta, Doamne. Este îndurarea Ta peste noi, oamenii de pe acest pământ.
este îndurarea ta peste copiii tăi și în această dimineață, Doamne, și vreau să-ți mulțumesc pentru aceasta, Doamne, vreau să-ți mulțumesc că ne-ai făcut trecere înaintea ta în această dimineață, că ai privit cu ochi de milă spre noi, Doamne, ai primit cu ochi de îndurare și ne-ai iertat fără de legile noastre, ai primit cu ochi de milă și ne-ai trimis răspuns la rugăciuni, Doamne, și credem în acest lucru, Doamne, că Tu trimiți răspuns la rugăciuni, de aceea vin oamenii la Tine, Doamne. Stăm înaintea Ta și-ți mulțumim, Dumnezeule. Nu putem decât să-ți mulțumim pentru tot binele care ni l-ai făcut în viața noastră, Doamne. Dacă nu erai Tu de partea noastră, Doamne, nu știu ce s-ar fi ales de noi, Doamne. Nu știm pe unde am fi rătăcit fiecare în viața aceasta, Doamne. Dar pentru că Tu ai fost cu noi în această dimineață, suntem în prezența Ta, Doamne. Îți mulțumesc, Doamne, că ai avut milă și de mine, că ai avut milă de frații de care suntem în acest loc, ai avut milă de surori, de copii, Doamne. Îți mulțumesc de toți care suntem în acest loc, Doamne. Îți mulțumim, Doamne, și de prezența Duhului Tău în acest loc, Doamne. Vrem mai departe să stăm în prezența Ta, Doamne. Vrem mai departe să simțim cercetarea Ta, Doamne. Te rugăm să binecuvintezi în acest sens cântarea de laudă, Doamne. Să binecuvintezi pe cei ce cântă cu inimă bună, să cânte spre slava Ta, Doamne. Să binecuvintezi poezia, să binecuvintezi, Doamne, tot ce se va face în acest loc. Binecuvintează-ne pe toți care aducem îndemnuri din cuvântul Tău. Dă-ne călăuzire prin Duhul Tău, Doamne. Vorbește-ne în această dimineață, deschide-ne inima pentru cuvântul Tău și dă-ne o hrană bogată, Dumnezeule, căci avem nevoie de această pâine în fiecare zi, Doamne, dar avem nevoie de pâine care să vină de sus, de la Tine, Doamne. Te rugăm în această dimineață, rămâi cu noi mai departe, rămâi cu noi toți care suntem în acest loc și să fie binecuvântarea Ta în continuare peste noi și vrem în continuare protecția Ta să rămână peste noi toți. Amin, Doamne! Voi slăvi pe Mielul Gloriei, Regelui Regilor mă-nchin. Voi slăvi pe Mielul Gloriei, Regelui eu mă-nchin. Voi slăvi pe Mielul Gloriei, Regelui Regilor mă-nchin. Voi slăvi pe Mielul Gloriei, Regelui eu mă-nchin. Și mâinile mi le înalți și înaintea Ta vin, mâinile mi le înalți și mă bucur în Tine. Îmi înalți mâinile către cerul meu treabă de ce, eu le spun că-mi iubesc Regele. Și mâinile mi le înalți și înaintea Ta vin, mâinile mi le înalți și mă bucur în Tine. Îmi înalți mâinile către cerul meu treabă de ce, eu le spun că-mi iubesc Regele. Aș vrea să dau citire textului care este programat pentru această dimineață și anume din Epistolele lui Pavel către Tit, în capitolul 2, începând cu versetul 9 până la versetul 14. Pagina în Biblie 1173. Tit, capitolul 2, versetul 9. Sfătuiește pe robi să fie supus stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci întotdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe Sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățe un orod care să fie al Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Amin. Aș vrea să mai mergem într-o rugăciune și aș vrea să mai facem o rugăciune de mulțumire. Și să zicem, Doamne, îți mulțumim că și până aici
ai vegheat asupra vieții noastre. Ne-ai păzit de atâtea pericole, ne-ai păzit de atâtea lucruri rele ce se puteau întâmpla în viața noastră. Vreau doar să-ți mulțumim în această rugăciune, Doamne. Haide să pătrundem puțin în inima noastră, să ne aducem puțin de câte lucruri se puteau întâmpla în viața noastră. Am fost la un pas de atâtea accidente, de atâtea pericole, am fost doar la câțiva centimetri de pericole. A fost Dumnezeu acolo, a fost mâna lui Dumnezeu care a ficheat asupra noastră. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu că a fost cu noi până aici. Amin. De să ne așezăm și mă gândeam de ce suntem la treia rugăciune cu acest sau această direcție a mulțumirii. Spuneam adineaori că în casa lui Dumnezeu are planurile lui și își conduce în direcția hotărâtă de el lucrarea. Dragii mei, dacă astă noapte pământul s-a cutremurat în România și noi suntem vii, e că cineva a spus acestui cutremur doar la magnitudinea aceasta, mișcă-te. De aceea noi suntem astăzi în viață. De aceea avutul nostru a fost ocrotit. Pentru că mâna lui Dumnezeu, Sfântul lui Israel, ne ocrotește. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să cântăm cu toți o cântare de laudă spre slăvirea numelui lui Dumnezeu. În timpul acesta ne și închinăm Domnului cu darurile noastre de bună voie. Păi, familia Pintea va cânta spre slava lui Dumnezeu. De asemenea, familia fratelui Timotei cu sora Laura, îi vom ajuta și noi să slujească. Și apoi, în urmă la aceste cântări, doresc Domnul să-l binecuvinteze pe fratele Iacob să ne aducă cuvântul Domnului pentru noi în continuare. Cânta cântarea minunată, mireasa-și va cânta imnul dorit. Și se va începe nunta așteptată, cu acei ce nunte și prigoane au biruit. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în mare necas. Și ei vor sta cu Domnul lor la masă, el le va șterge lacrimale pe obraz.
din orice neam, din orice seminție, din orice limbă, din orice norod. O mare gloată pentru împărăție, Iisus va strânge al suferinței rod. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necaz, și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. În fața scaunului de domnie, sora pleca cu fața la pământ. Vor preamări, vor lăuda pe Domnul, pe acel ce este sfânt, de-a purul sfânt. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necaz, și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Eroii slavei vin acum acasă, au biruit în marele necaz, și ei vor sta cu Domnul lor la masă. El le va șterge lacrima de pe obraz. Lor, Dumnezeu nostru nu se schimbă, spune toate lucrurile lucrează împreună spre bine celor care iubesc pe Dumnezeu. Ne-am hotărât să mergem în Canada, am zis că noastră, care își dorea mult să mergem acolo, dar era planul lui Dumnezeu. Era planul lui Dumnezeu care ne-a vorbit în ultima zi când să plecăm din Oltenia, care a spus că trebuie să mă duc să-L mărturisesc în Sion, în Sionul Domnului. Și slăvit să fie Dumnezeu, dar eu nu cunoșteam pe nimeni din Sion. Am pus un semn cu Domnul, când m-am dus prima dată, am spus: Doamne, fă-l pe păstor să vină la noi și să... Nu mă cunoaște nimeni de aici, vorbesc din cei care conduceau biserica, păstorii și lucrurile. Dumnezeu a lucrat în chim minunat. Pe brațul lui ne-a dus și pe brațul lui ne-a dus. Merită Dumnezeu toată cinstea și toată slava, să nu obosim, că avem o vârstă, cei care avem o vârstă, și ne stă bine acolo, la locul la care ne-a pus. Și cei care conduc biserică ca să o facă cu bucurie, nu cu lacrimi. Slăvit să fie Dumnezeu. Îi mulțumim pentru toate lucrurile, pentru că lucrarea de la unire a fost în mâinile lui Dumnezeu, așa cum ne-a promis Dumnezeu că poartă de grijă. Vrem să-L lăudăm pe Domnul cu o cântare. O vin Iisuse al dragostei din țara de departe. O vin Iisuse al dragostei din țara de departe. La tine eu mereu suspin când sunt pe înserate. E noapte-n viața tuturor și mulți tăciuni se sting și mor. Acum când inima de dor îmi arde. E noapte-n viața tuturor și mulți tăciuni se sting și mor. Acum când inima de dor îmi arde. Un dor nespus și călător de atâția ani de-a rândul. Pe tine îndrept îndurător și inima și gândul. Cu lacrimi multe am căutat, am plâns mereu până te-am aflat. De atunci de când ți-am înțeles cuvântul.
Cu lacrimi multe am căutat, am plâns mereu până te-am aflat, de atunci de când ți-am înțeles cuvântul. Acum eu merg pe același drum, nădejdea mea-i departe, și nu pot înțelege cum lumina se desparte. Te văd, Iisuse, ca într-un vis, cu zâmbetul pe buze nins, dar eu pe tine mă având departe. Te văd, Iisuse, ca într-un vis, cu zâmbetul pe buze nins, dar eu spre tine mă având departe. Te văd lumina care gazi și luminezi pământul, să schimb privirea tuturor și inima și gândul. Lumina care din vecii ai tot aprins sute și mii, umplând de luminițe vii pământul. Lumina care din vecii ai tot aprins sute și mii, umplând de luminițe vii pământul. Eu vin cu bucurii la tine, că-și m-ai chemat, Iisuse. Din lumea te suspin acum la bucurii nespuse. Că nu-i necaz așa de greu și nici vrăjmaș așa de rău, ca să ne ia din brațul tău, Iisuse. Că-și nu-i necaz așa de greu și nici vrăjmaș așa de rău, ca să ne ia din brațul tău, Iisuse. O zi odată va veni, vei fi stăpân pe toate, vei judeca și răsplăti cu o veșnică dreptate. Deci lăsăm toate în grija ta, că-și nu-i nimeni ca tine așa, că-și tu le știi și le cunoști pe toate. Deci lăsăm toate în grija ta, că-și nu-i nimeni ca tine așa, că-și tu le știi și le cunoști pe toate. Din țara fără de hotar adun cântări de bine, ca să-ți cântăm cerescul har, cântări de pace pline. Că-și azi din lume mulți ar vrea să-ți cântem veci cântarea ta, ce mii de inimi ar putea să aline. Că-și azi din lume mulți ar vrea să-ți cântem veci cântarea ta, ce mii de inimi ar putea să aline. Dor noi astăzi te chemăm, Iisuse, dulce vino, să schimbi viața tuturor, să faci din ea lumină. Că-și sunt destui ce te vestesc, cu viața te tăgăduiesc, acum când toți se pregătesc, o vino. Că-și sunt destui ce te vestesc, cu viața te tăgăduiesc, acum când toți se pregătesc, o vino. Amin. Suntem doar niște călători străini pribești prin lume. Purtăm în piept comor de sus al lui Iisus în nume. Ne arde inima de dor după aceea țară, unde-s câmpiile cu flori și veșnic primăvară. Ne arde inima de dor după aceea țară, unde-s câmpiile cu flori și veșnic primăvară.
câmpiile cu flori și veșnic primăvară. Un dor ne-a strâns și ne-a legat de tine, scumpe tată. Și nu ne poate despărți doar inima de piatră. Nici foamea nu a ei război, nici frigul, nici o cară, nici săgeți care vin spre noi, căci Iisus ne e tată. Nici foamea cu al ei război, nici frigul, nici o cară, nici săgeți care vin spre noi, căci Iisus ne e tată. Nici înălțimile ac ar fi, cărarea-i numai una. Întrăsle, Doamne, te-am găsit, Iisus este cu luna. Prin bucurii și prin amar, pe mare așa e drumul. Chiar de s-ar pierde corăbioara, doar la tine-i drumul. Prin bucurii și prin amar, pe mare așa e drumul. Chiar de s-ar pierde corăbioara, doar la tine-i drumul. Ajută-ne să ne purtăm cu drag acest sfânt nume, căci ne-ai răscumpărat cu un preț ce nu se poate spune. Orice am câștigat aici, ori am pierdut totuna, dacă te avem pe tine, Iisus, am câștigat cu luna. Orice am câștigat aici, sau am pierdut totuna, dacă te avem pe tine, Iisus, am câștigat cu luna. Amin, Domnul, să ne ajute. Binecuvântarea Domnului să fie peste dumneavoastră, peste toți și peste toți cei ce cheamă numele Domnului, în orice loc și în orice vreme. Slăvit să fie numele Domnului. Sunt copil al Domnului emotiv. Fiecare părticică din ființa mea trepidează la tot ce înseamnă din partea lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Și nu mă pot prezenta în fața dumneavoastră decât așa cum sunt, dar zmerit. Pentru că însăși Fiul lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu, s-a zmerit și a fost blând cu inima. Slăvit și binecuvântat să fie. Și pe El îl avem drept model cu care să ne călăuzească și cu care noi să răzbim în alergarea de pe pământul acesta. Intermediară, de altfel, o călătorie prin cunoașterea la început și apoi prin descoperirea desăvârșită a tainelor în Fiul lui Dumnezeu și apoi a veșniciei care este împreună cu El, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, slăvit să fie numele Domnului. Primiți salutul din partea bisericii din Oltenia, Filadelfia, din Unirea. De aceea, preiubiții mei frați, fiți tarni, clintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că ostenirea voastră în Domnul nu este zadarnic. Amin. Și de asemenea, primiți-mă pe mine și pe Floarea, ca trimiși al lui Dumnezeu în primul rând și apoi ca trimiși ai dumneavoastră. De aceea din loc am crescut și mulțumesc lui Dumnezeu și numele Domnului pentru dragostea cu care ne-ați crescut, ne-ați primit și ne-ați crescut
și cu toți am crescut alături în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Eu, Iacob, sunt rob al Domnului, nu de la oameni, nici printr-un om, ci prin Iisus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care l-a înviat din morți, împreună cu sora Floare, către biserica din loc, Betania. Har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos, El care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl a Lui să fie slava în veci de veci. Mărit să fie numele Domnului. Și apoi primiți salutările sfinte, care de altfel le-am dus cu mine, acolo în îndepărtata Canada, am spus că este la capătul lumii, dar chiar așa este, peste 10 ore sau în jur la 10 ore de zbor non-stop din München și apoi, sigur, din România până în Germania, aproape 2 ceasuri. N-a fost ușor, cel puțin eu m-am simțit, dar o clipă nu am ațipit. M-am necăjit, m-am frământat și am zis, Doamne, Doamne, la 12.496 de metri a zburat avionul timp de 10 ore. Sigur, aterizarea a fost mai greoaie în sensul că era o navă așa de mare cu peste 4-500 de oameni, erau 10 scaune pe un rând și erau 3 compartimente economice, unul de business și așa mai departe. Ce am văzut e pentru prima dată nava asta mare, că în Europa mai zbura, dar nu cu nave atât de mare. Însă ce am observat că toată lumea pe care Dumnezeu din momentul Babel i-a împrăștiat pe fața pământului, toate națiunile, cred că aproape toate națiunile le-am văzut. Și am rămas uimit că Dumnezeu într-o diversitate așa de mare lucrează unitate, adică pace între oameni, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Apoi la biserică am fost... În prima duminică de dimineață am fost cu Daria și Ovidiu, biserica unde merg ei, s-au mutat în altă parte, mai aproape de locul de muncă la Ovidiu, și e o biserică canadiană. Sigur, eu care nu cunosc engleza, doar așa, numai câte un pic, dacă nu vorbești fluent, sigur nu înțelegi, dar am simțit prezența lui Dumnezeu. E puțin schimbat decât la noi, în sensul că noi zicem că suntem mai duhovnicești. Nu, duhovnicescu este un caracter cristic, este de la Dumnezeu. Vedeți, dacă ne comparăm cu cei din Africa care se bucură în Domnul bătând din palme și așa mai departe, noi zicem că ei nu sunt de ai Domnului. Ori eu am lăsat și am zis, Doamne, Tu care le cunoști pe toate, eu nu am dreptul să fac judecăți, pentru că judecata este a Ta, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Bine, aici n-au sărit ca cei din Africa, dar s-au bucurat așa în picioare, au mimat, s-au mai mișcat așa, sunt o biserică tânără, nu e chiar biserica mare, e acolo în zona lui Daria, cred că la 200 de membri, cam așa ceva era, dar foarte, foarte mulți tineri. Și ce m-a surprins a fost bogăția de har și frumusețea și diversitatea poporului lui Dumnezeu. Toate culorile, toate hainele posibile și tot, pentru că dacă sunt asiatici și indieni, sunt și coreeni și sunt vietnamezi foarte mulți și poate nu le pot reproduce pe toate, dar în orice caz după față, după forma feței ovale sau mai creolă sau știu eu cum, după ochii cum sunt, nu știu, nici eu că n-am fost în Japonia și asta doar așa cum știu. Mulțumim lui Dumnezeu că toți se închină unui singur Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. Sunt foarte primitori
Și ceea ce ne-a spus Floarea, doar atât vreau să amintesc, nu monopolizez discuția în timpul acordat, doar vă spun câte ceva ce n-am petrecut până acum, sigur, dumneavoastră care aveți copii în Europa, ați fost, e puțin mai altfel decât în Europa, pentru că e o multitudine așa de națiuni, dar există o ascultare și toți sunt la un unison, o ascultare deplină. Nu este altă formă de exprimare. Doar că ei acasă vorbesc cum noi românii ne-am dorit să vorbească nepoții noștri limba noastră, nu neapărat strămoșească, nu deviez la tradiție, datini și obiceiuri, ci avem așa un dor că după Câmpia Turzii, din Oltenia și apoi din Canada am tânjit așa de mult să ajung și eu să mai calc pe pământ, cum am văzut la înălțimea așa de mare. Toți sunt formați în habitatul lor. Important este că Dumnezeu este același, ieri, azi și în veci. Și toți iubesc pe un singur Dumnezeu. Am fost invitați de un grup de tineri, ei sunt nu biserici, ci se adună grupuri, afinități, tineri, nu se adună bătrâni cu tineri sau cam așa ceva, câte vreo 15, potriviți așa, format 15-20 din familii, doi câte doi, sau care, mă rog, am văzut fată mai tânără, dar zice are 51 de ani, nu, s-au potrivit cu ăștia tineri, dar mă rog, nu era căsătorită. Deci vreau să spun că s-adună și au părtășii deosebite. Au părtășii deosebite, acolo am avut posibilitatea, prin harul lui Dumnezeu, special Floarea, ea este capitanul, ea a avut în Canada cel mai mult trecere. Mulțumesc lui Dumnezeu, mulțumesc lui Dumnezeu și eu, nu numai ea, dar a prezentat starea lucrării de la noi din țară. Pentru că ei erau majoritatea canadieni și de alte nații, chiar era din Asia, ai vorbit cu ea, cu copilașa mici. Da, în fine, n-are importanță. Națiunea era așa mai închisă, aproape semna cu negri ăștia, dar nu era neagră, asiatică, căsătorită cu un canadian care făcuse misiune acolo vreo 8 ani și s-a căsătorit, tot misionară era și ea, cu copilașii, mă rog, am avut părtășii deosebite și le-am prezentat lucrarea noastră din România pe care o facem, sigur, care se aseamănă doar așa, numai dacă începem să căutăm găselniță ce diferențe de idei sunt desprinse sau le avem față de Biblie sau de lucrarea lui Dumnezeu. Ori, diferențele nu poate să, adică există, însă Dumnezeu așa le-a adus și le-a concentrat încât din diversitatea asta așa de mare a făcut o unitate în Hristos, slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și ne-am bucurat mult și cu tinerii aceștia. Apoi, sigur, am fost la Biserica Emanuel, o biserică română, unde am mers la rând 5 săptămâni, am mers la rând la ei sau 4 săptămâni. Ne-am bucurat, ne-au primit cu multă dragoste. Este un păstor tânăr, nu de mult plecat din România, Lavric, da, David Lavric, așa. Am văzut o dragoste și o dorință a omului acestuia și o bucurie că o cunoștea pe Daria, sigur, și pe Ovidiu. Și apoi cei care au fost în biserică cu Daria, pentru că între timp Biserica Agape, unde au slujit ei, s-a dezmembrat în sensul că au asimilat-o alte două biserici române. Păcatul românilor este că ei să despartă în loc să se unească și formează mai multe bisericuțe din astea. Și Domnul să aibă milă, Domnul să aibă milă. Însă ne-am primit cu multă dragoste
Și acolo Floarea a mărturisit, respectiv și eu un pic am avut de spus, apoi sigur grupul de laudă și închinare în cadrul lui am avut și noi parte și oamenii ne-au respectat, ne-au iubit și sigur am făcut invitația, respectiv provocarea de a ne vizita pe noi, de a veni în misiune în România și ne-au promis cu multă dragoste. Pe avion când ne-am întors, am întâlnit o familie din Seattle, o familie de tineri la 40 și ceva de ani, cu o copiluță de 3 ani și iarăși mi-a cerut telefonul și spunea că fac misiune în România. Și ne-a garantat că se pare că el este unul din cei grupul de tineri care are influență sau care coordonează grupul când vine în România. Mulțumim lui Dumnezeu pentru tot timpul care scurde altfel. S-au supărat frații și spuneau că să vin la o depărtare atât de mare din România până acolo 12.000 de kilometri și să te întorci într-o lună de zile. Vreo săptămână, unii poate chiar 10 zile, fusul orar îi dă peste cap. Când e zi aici, acolo e noapte și invers. Și așa se întâmplă. Am crezut că sunt tare. Am stat o zi așa sămățând, dar după aceea am adormit. Deci a trebuit să mă supun legii divine. Slăvit să fie numele Domnului. Așa. Și acum, sigur, când a venit miercuri seara, am fost foarte, foarte obosiți, dar noaptea n-am putut să dormim. Pe la două, am adormit un pic și la două ne-am trezit. Mulțumim lui Dumnezeu că încet, încet s-a instalat și momentul românesc. Mi-a fost tare dor și zic să vină duminica, pentru că avem și Dumnezeu ne-a învrednicit ca noi să putem pleca. În primul rând aduc mulțumiri grupului Vasile Berar și cu cei care au fost. Sigur, în Canada am aflat de fiecare dată, prin frații bulgari, o familie din Bulgaria care Dumnezeu i-a pus ea să trage a patra generație de români, dintre români, și a învățat de românește, că a crescut acolo de mică și a învățat bulgărește, dar fiind dintre români, a mai prins pe bunica și pe părinți, sigur, și a învățat în casă românește. Și ea traduce. Și ea, Domnul le-a făcut trecere și ne înlocuiesc prin harul lui Dumnezeu și ne bucurăm. Acum, frață, sper și cred că s-o simți bine acolo. Nu pot garanta problema materială a mâncării și așa mai departe. Cred că asta nu mai diferența, restul tot se face în stil românesc. Și propovăduirea cuvântului și dormitul și toate. Mulțumesc pentru frați că am găsit, s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu în primul rând și ne-au ajutat, apoi cei de la Timișoara, cei de la Arad, au fost 5 săptămâni sau 6 săptămâni pe care Dumnezeu, pentru că îmi doream să ajung după 15 ani, după ce au plecat copiii în Canada, Dumnezeu mi-a dat acest har. Până acum nu m-a lăsat, acum s-au deschis granițele, așa că și pentru Oltenia se pregătește și îndrăznesc să spun peste toată biserica, special pentru cei tineri, au fost din ei și cunosc zona de acolo, însă de când a mai fost, Dumnezeu a început să miște lucrurile, pentru că El le ține în mâine pe toate, slăvit să fie numele Domnului. Și dorim să ne sprijiniți în continuare și care vreți să munciți în via lui Dumnezeu, gândiți-vă, faceți socotelile că Dumnezeu poartă de grijă. Și veniți că noi ne-am dus prin harul Domnului și mânați de Domnul că n-am plecat de capul nostru, și Dumnezeu a lucrat prin noi cea condițiile pe care trebuie să, poate alți frați dinaintea noastră care au făcut misiune, la începuturi a fost foarte greu, când aveai unde să pui capul, nu te primeau oamenii. Acum există o deschidere pentru că și poporul lui Dumnezeu a început să se mulțească și în țara noastră,
Este, nu ușor în Oltenia, dar ei sunt oameni deschiși. Sunt oameni deschiși. Acum, felul lor de a fi al oltenilor, e adevărat, este diferit decât al nostru, al ardelenilor, însă cel care lucrează și schimbă toate lucrurile este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. De aceea zic tinerilor care se rolează în armata lui Dumnezeu, indiferent, eu nu fac alegerea, Dumnezeu face alegerea, intrați în grația Lui, cum a primit și pe mine și pe alții, și voi îndrăzniți și veniți spre Oltenia, aveți toate condițiile și să începeți până la venirea Domnului să vestiți cuvântul lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Doar câteva cuvinte vreau să vă vorbesc din legată de Evanghelie și propovăduirea Evangheliei. Vreau să vorbesc câteva, doar câteva idei. Trei puncte așa scurt. Nevoia de a propovădui Evanghelia este legată tocmai de misiune și de ceea ce fac eu acolo. Din a doua carte a Corintenilor, din capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 6, dau citire. Și apoi trei idei importante am scos din acest pasaj cu două, trei referințe. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o noi, nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblă cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării. A căror minte nestricăcioasă a rânduit-o, a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne provodăim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina din întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să se lucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Amin. Primul punct care se desprinde, și l-am desprins din acest pasaj, este lepădarea de sine. În Romani, în capitolul 1, chiar la început, versetul 16 și 17, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, legat de credință și neprihănirea care se capătă prin credință, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede întâi a iudeului și apoi a grecului. În capitolul 2 din a doua carte a Corintenilor, în versetul 17, avem un cuvânt care trebuie să ne caracterizeze pe noi, pe unul fiecare, ca și copii al lui Dumnezeu, căci noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu cum fac cei mai mulți, ci vorbim cu inimă curată din partea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul Slavei, slăvit să fie numele Domnului în veci. În capitolul 2 a lui Petru, în capitolul 2, cuvântul lui Dumnezeu vine și ne lămurește, începând cu versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce
v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată și zice, pe voi care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătați îndurare, dar acum ați căpătat îndurare, mărit să fie numele Domnului. Deci Dumnezeu este acela care face alegerea, El este acela care se îndură și în îndurarea Lui cea mare, El ne primește pe unul fiecare în parte, El este acela care poartă de grijă în cele mai adânci lucruri care sunt de trebuință specială, lucruri legate de partea spirituală, pentru că partea materială pentru noi este într-adevăr de folos, dar cel mai de folos pentru noi este starea duhovnicească, starea spirituală. Noi să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu, care este viață pentru noi, cuvântul lui Dumnezeu care ne învață să rupem cu lucrurile firești, cu lumea, cu păgânătatea și să-L urmăm pe El și să ducem o viață sfântă cu evlavie în Hristos. Slăvit și binecuvântat să fie în numele Domnului. Apoi, în cartea Filipenilor, în capitolul 2, Domnul ne vorbește de la versetul 2, capitolul 2, versetul 6-7, spune el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși el n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă, să se facă deopotrivă cu Dumnezeu. Aluzie și atenție la noi, cei care slujim din cuvântul lui Dumnezeu, să luăm exemplul acesta pe care Domnul Iisus Hristos personal, Domnul Slavei, l-a făcut și s-a raportat față de Dumnezeu. Deci el n-a considerat ca un lucru ușor și nici nu s-a înălțat la înălțimea care o avea, ci el a fost blând și zmerit. Și spune, ce s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Și apoi în versetul 11 spune, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. În versetul 5, raportat la capitolul 4, în versetul 5, că noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos, noi suntem robi voștri pentru Hristos. În a doua carte a lui Petru, Petru 1:19, a doua carte a lui Petru, versetul 19, spune cuvântul lui Dumnezeu, Petru 1:19, da? Citesc mai de sus. Și noi înșine am auzit acest glas venind din cer când era cu el pe muntele cel sfânt și aveam cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte. Și acum atenție, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile noastre. Slăvit să fie numele Domnului! Acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvească-i se numele. A doua idee care se desprinde din pasajul acesta, nevoia de a asculta de El. În cartea 1 a Corintenilor, în capitolul 10, cu versetul 33, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune, după cum mă silesc și eu în toate lucrurile să plac tuturor, căutând nu folosul meu, ci al celor mai mulți, ca să fie mântuiți, cu trimitere la 15 Romani, 15:2, care ne vorbește și ne spune, versetul 2 în jos,
Cuvântul lui Dumnezeu, fiecare din noi să placă aproape lui Lui în ce este bine în vederea zidirii, căci în Hristos, căci și Hristos nu și-a plăcut Lui însuși, ci după cum este scris, ocările celor ce te ocărăsc pe tine au căzut peste mine. Slăvit să fie numele Domnului. Și în cartea Corintenilor, în capitolul 9, versetul 22, cuvântul întărește și spune: am fost slab cu cei slabi ca să câștig pe cei slabi, m-am făcut tuturor totul ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Și încă un citat din Corinteni, 1 carte Corintenilor, capitolul 3, versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu: cine este Pavel și cine este apostolul? Niște slujitori al lui Dumnezeu prin care a crezut și fiecare după puterea dată lui de Dumnezeu, cu trimitere la 4, cu 1, iată cum trebuie să fie priviți, să fim priviți noi, ca niște slujitori al lui Hristos și ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Domnului. În 2 Corinteni 3:3, din nou legată de lucrul acesta, ne spune: voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi, ca slujitori ai Lui, nu cu cerneală, ci cu Duhul Dumnezeului Celui Viu, nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Și apoi, a treia idee, descoperirea lui Iisus Hristos. Cel mai semnificativ lucru din toate, după lepădarea de sine, nevoia de a asculta de El, vine descoperirea lui Iisus Hristos. El care este credincios lui Dumnezeu, este credincios și nouă, El se lasă descoperit, Domnul Iisus Hristos, se lasă descoperit unul fiecăruia care îl caută, care rămâne la dispoziția lui Dumnezeu, care îl caută și care ascultă de cuvântul Său. În 2 Petru 1 cu 19 am citit: voi sunteți o seminție aleasă, un popor sfânt, cu trimitere la Galateni. În capitolul 5 cu 13, fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Zic ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În Ioan 8 cu 34, avem iarăși un cuvânt minunat. Căci tot cuvântul lui Dumnezeu este minunat. Ioan 8:34, adevărat, adevărat vă spun, ne-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne de-a pururea. Deci dacă fiul vă face sloboz, veți fi cu adevărat sloboz. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnului. Și apoi, tot referitor la Petru, la seminția aleasă, din cartea Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni 5 cu 4 și 5, cuvântul lui Dumnezeu ne spune: dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru că ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem fii ai nopții, nici ai întunericului. În Efeseni 5 cu 8, întărește cuvântul lui Dumnezeu și ne spune: odinioară erați întuneric, dar acum sunteți lumină în Domnul, umblați deci ca niște copii ai luminii. Și în termin cu Tit 2 cu 14, cartea lui Tit 2 cu 14, El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Slăvit să fie numele Domnului! Mulțumim lui Dumnezeu pentru harul pe care ne l-a trimis prin Fiul Său, Iisus Hristos, Domnul nostru, cuvântul Lui care este nu numai hrană, ci este viață.
pentru noi, de fapt, hrana este spre folosul, este o hrană pentru sufletul nostru, spre deosebire de hrana pământească care este pentru trupul nostru. Cuvântul lui Dumnezeu este adevărul și adevărul este cuvântul lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului nostru Iisus Hristos pentru Evanghelia pe care El ne-a propovăduit-o, pe care El ne-a dăruit-o, pe care El a trăit-o și care ne-a lăsat-o drept mărturie prin viața Lui și apoi prin cei pe care El i-a câștigat care să fie ai Lui, care să fie ai Domnului, așa, prin felul de trăire a Lui, prin modul de comportare a Lui, prin felul în care El a predicat și a chemat poporul ales la, și l-a pregătit pentru viața veșnică împreună cu Domnul și cu Dumnezeu Tatăl și Duhul Sfânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că v-am văzut, pentru faptul că Dumnezeu ne-a dus în pace acasă. Acum, sigur că Domnul este Cel care este milos și îndurător și cer ca ajutorul Lui să fie peste mine și Floarea și nu numai peste toți cei din Unirea, dar și peste Betania, care să aibă puterea să nu uitați de noi, în primul rând, nu ceră altceva, nici bonus, nici altceva și altceva și altceva, ci ca să vă rugați pentru noi, pentru că știm că rugăciunile sunt ascultate, slăvit să fie numele Domnului. Și că vă primim cu bucurie acolo la Unirea, toate condițiile sunt pentru a putea propovădui cuvântul Evangheliei și nu numai o zi, ci și o săptămână tinerii care au mai fost, știu, pot să meargă liniștiți prin comună să vestească cuvântul lui Dumnezeu, un ajutor de altfel pentru noi, pentru că noi am început să cercetăm familiile de acolo din Unirea, Dumnezeu să-și facă numele de slavă, Dumnezeu să lucreze. Și Evanghelia păcii, Evanghelia lui Iisus Hristos să lășluiască în inimile celor de la Unirea, ca de altfel în inimile tuturor românilor. Căci prin El suntem ceea ce suntem, prin El suntem mântuiți și prin El primim viața veșnică. Și viața veșnică, așa cum spune și cuvântul, este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu și puterea cuvântului Său. Slăvit și binecuvântat să fie numele Domnul, să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Surorile Bozdoc doresc să laude numele Domnului, ascultăm și apoi și fratele Elisei va sluji și în urmă fratele Adi va predica cuvântul Domnului. Sigur că îi spuneam fratelui Iacob că ei ca și familie sunt iubiți de Betania. Vrem să vă asigurăm de lucrul acesta. Și ne vom ruga pentru dumneavoastră, Dumnezeu să vă sprijinească. Cred că la sfârșitul timpului de părtășie vom, în credința familiei aceasta, în mâna Domnului, Dumnezeu să-i ocrotească în toate. Amin. Una, și pașii mei îi urmăriai, Tu m-ai păzit până acum, deși la locul potrivit nu mă găseam, când rătăceam fără de țintă noapte, departe de altul clar și fața ta. Tu m-ai iubit și m-ai cuprins în brațe, de lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Pierdut eram fără speranță,
aproape mort acolo jos. Tu ai venit și mi-ai dat viață, Tu împăratul meu cel drag, Iisus Hristos. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Tu m-ai iubit și m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Să-ți răsplătesc nu pot, o Doamne, căci toate ale tale sunt. Dar să îți cânt azi osanale și să îți mulțumesc pe veci, Părinte Sfânt. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Tu m-ai iubit și m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Când rătăceam fără de țintă noapte, departe de al tău har și fața ta, Tu m-ai iubit și m-ai cuprins în brațe. De lângă tine niciodată n-aș mai pleca. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul cel viu. Aleluia! Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu? Nădăjduiește-n Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda, El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Nădăjduiește-n Dumnezeu, căci iarăși îl voi lăuda, El este mântuirea mea și Dumnezeul meu. Sufletul meu însetează după Dumnezeu.
sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul cel viu. Aleluia! Sufletul meu însetează după Dumnezeu, sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul cel viu, după Dumnezeul cel viu. Aleluia. Amin. Domnul să fie lăudat. Iubiți frați și surori, câteva cuvinte și apoi mă apropiu de încheiere. Nu chiar mă apropiu de încheiere. Mă întreba odată Cosmina, oare de ce spun frații când vin la amvon câteva cuvinte, mă apropiu de încheiere și încă mai durează până fac încheierea. Dacă v-aș spune că predic până la fără 5 minute și apoi urmează și fratele Toni, nu știu dacă ați mai avea răbdare. Frați și surori, în această zi stăm înaintea lui Dumnezeu pentru că El este acela care poate să schimbe și întristarea în bucurie, poate să schimbe și starea mohorâtă a sufletului nostru într-o stare după voia Lui. Pentru aceasta vreau să ne deschidem inimile înaintea lui Dumnezeu și să fiți liniștiți, fratele Toni mi-a dat libertatea să predic, nu știu dacă îi mai rămâne, dar Domnul va binecuvânta și cum spunea odată fratele Andruș, trebuia și eu să predic și am lăsat locul fraților care vin mai rar, n-am vorbit nimic atunci, am spunea după aia ce predică bună ai avut și mi-au zis copile, cine nu vorbește nu greșește. Domnul să-mi dea har în această zi, frați și surori, să pot să vorbesc lucrurile cât se poate de adevărate. Și dacă se va strecura o greșeală, ținând cont că nu-s decât un om, vă rog să mă iertați și în Duhul dumneavoastră corectați dumneavoastră. În această zi, frați și surori, îmi lipsea introducerea la predică. Subiectul din această zi îl avem pocăința. Știți, duminica trecută frații spuneau că ar fi vrut să evite puțin subiectul acesta al mărturisirii. Era duminica trecută. Astăzi nu știu ce să pot să spun. Vorbim despre pocăință și m-am gândit când a ieșit lucrarea de dimineață, nu cumva sufletele acelora care au pus capacul să spună și ei, ca evrei odinioară, m-am scârbit de această hrană proastă. Domnul să aibă milă de noi. Vorbim de pocăință, frați și surori, la fiecare slujbă, fiecare predicator care trece pe aici amintește cel puțin odată în predica lui cuvântul acesta al pocăinței, astfel că am ajuns într-o stare încât aproape nu ne mai mișcă cuvântul acesta. Doresc în această dimineață Duhului Dumnezeu să împrospăteze vasul nostru. Și vă spuneam că îmi lipsea introducerea la predică, dar am căpătat-o astăzi, l-am ascultat pe fratele Pintea vorbind despre africani, despre canadieni, despre români. Vreau să vă citesc ceva, frați și surori, din cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că spunea odată un om, vorba-i vânt, scrisul-i cuvânt. Uitați-vă ce spune în 1 Corinteni, capitolul 4, versetul 17. Pavel îl trimite pe Timotei la Corinteni și spune, pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. El vă va aduce aminte de două lucruri, de felul meu de purtare în Hristos Iisus și de felul meu cum învăț eu pe oameni pretutindeni în toate bisericile. Înțeleg, frați și surori, prin cuvântul acesta că Evanghelia este una pentru toți oamenii, și pentru africani, și pentru români, și pentru americani. Există un singur dreptar al învățăturilor sănătoase, care este cuvântul lui Dumnezeu. Am observat însă că noi românii suntem un popor care am fost chinuiți de la obârșia noastră și cântările noastre sunt mai mult cântări de jale, cu tot întregul meu amar.
Americanii care au fost bucuroși, iau cântări binecuvântați, iau cântări numai de bucurie. Africanii care au fost robi toată viața lor și au lucrat pentru alții, au cântările și au pus nădejdea în viața care va veni. Și fiecare are un specific al lor, dar pocăința, frați și surori, este una singură pentru toți. Și Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem lucrul acesta. De altfel, să știți, frați și surori, că de la viața duhovnicească spre o viață firească nu-i decât un pas. Nu-i decât un pas. De la o viață firească spre una duhovnicească ai de mers un pic. Domnul să ne binecuvinteze să înțelegem diferența între toate lucrurile. Acum, frați și surori, mă gândeam la pocăință, cum să încep predica din această dimineață, pentru că nu-i ușor și caut cumva să vă acaparez și să vă prind interesul în așa fel încât să rămânem cu ceva în această dimineață. Mai întâi de toate mi-am adus aminte de o lucrare când Biserica Apostolică încă era tânără. Nu era formată decât încă din câțiva evrei și ăia puțin fricoși, dar venise Duhul lui Dumnezeu peste ei și au început să predice pe Hristos cel răstignit și oamenii au început să primească Evanghelia și să se întoarcă la Dumnezeu, dar nu era predicată decât între evrei. Și odată Duhul lui Dumnezeu se coboară în dreptul unui bărbat și îi arată o vedenie și o arată de trei ori. Îl trimite în casa unui sutaș, a unui roman, a unui om netăiat împrejur dintre neamuri. Intră Petru în casa aceasta, predică Evanghelia, Duhul lui Dumnezeu să coboară peste ei, încep să vorbească în alte limbi și spunea Petru acolo, se poate opri apa? Și i-a botezat. Mai pe urmă, când a intrat în biserică, sigur s-au luat frații plini de râvnă de el. A intrat în casa unor oameni netăiați împrejur. Și dacă ne uităm în fapte, în capitolul 11, versetul 18, după ce Petru arată toată lucrarea minunată pe care Dumnezeu a făcut-o în familia aceea, spuneau ei în versetul 18 o concluzie. Deci Dumnezeu a dat pocăință și neamurilor ca să aibă viață. Pocăința, frați și surori, e un dar al lui Dumnezeu. Și trebuie să-l privim ca un dar al lui Dumnezeu. De multe ori ne-am învățat așa cu cuvântul acesta și ne-l însușim ca și când ar fi meritul nostru că ne-am pocăit. Frați și surori, câți oameni nu știu că Dumnezeu e adevărat și că există? Câți nu cunosc Biblia și cuvântul lui Dumnezeu, dar nu se pocăiesc? Trebuie să privim ca un dar, pentru că altfel am fi fost și noi ca lumea, frați și surori. Dacă nu exista darul acesta din partea lui Dumnezeu și dacă într-o zi Dumnezeu nu ne-ar fi cercetat și nu ne-ar fi căutat în locul în care eram, am fi fost și noi ca lumea. Vorbeam ca lumea, umblam ca lumea după lucrurile acestei lumi și nu ne puteam deosebi cu nimica de ceilalți. Dar Dumnezeu ne-a dat darul acesta și ne-a făcut prin aceasta să putem să câștigăm modul prin care noi să avem viață. Dacă ne uităm în Coloseni, în capitolul 2, versetul 13, acolo vorbește Scriptura și spune că noi, odinioară, eram morți în păcatele și în viața aceea lumească. Eram morți, dar acum în Hristos am fost aduși la viață. Prin pocăință am căpătat viața aceasta. Și vreau să vă spun cuvintele Domnului Iisus în Ioan, în capitolul 10, cu versetul 10. Spunea Domnul Iisus despre viața aceasta care va veni în urma pocăinței pe care El o dă, că Dumnezeu vrea să o aibă, să o avem din belșug, frați și surori. Acesta a fost scopul pocăinței pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru noi. Noi să avem o viață și să avem o viață din belșug. Haideți să nu zicem să fim ca africanii, să batem în pălm și să facem tot felul, dar frați și surori, trebuie să fim plini de viață în casa lui Dumnezeu, pentru că noi am intrat în casa aceasta prin pocăință și am căpătat darul lui Dumnezeu. Știți, mai pe urmă, când Petru a predicat predica aceea minunată, scurtă, nu tare pompoasă, dar la care 3.000 de suflete s-au întors la Dumnezeu, știți care a fost prima lor întrebare? Fraților, ce să facem? Și răspuns simplu din partea lui Petru, pocăiți-vă. Pocăința, frați și surori, este începutul oricărei lucrări în viața unui copil al lui Dumnezeu. Nu poți intra pe calea care duce spre părăția lui Dumnezeu dacă n-ai intrat prin darul acesta al pocăinței. Domnul să ne binecuvinteze și să înțelegem, frați și surori, că prin aceasta Dumnezeu a vrut ca noi să fim plini de viață. Nu întristați.
De multe ori așa m-am gândit că ar fi bine să mai punem în apa botezului și ceva zahăr, să fim mai dulci un pic, mai lipicioși, frați și surori. Domnul să ne binecuvinteze, să fim mai veseli, că suntem în casa lui Dumnezeu și în locul ăsta toate lucrurile pot să prindă viață. Că e scris în cuvânt că în lumea aceasta sunt două persoane care au toată puterea. E Dumnezeu din ceruri, Tatăl, și tuturor acelora care au credință, spune Scriptura că toate lucrurile sunt cu putință. De aceea, frați și surori, să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Dar pe lângă că era un dar, pocăința aceasta, deducem în Fapte 17, în versetul 30, spune Scriptura acolo că Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Era și o poruncă, frați și surori, pocăința. Și când am citit lucrul ăsta și mi-am adus aminte, m-am gândit la o altă situație în care Dumnezeu s-a prezentat în fața poporului Lui. Și de data aceasta n-a mai spus, e o poruncă, pocăiți-vă toți. De data aceasta ne uităm în Deuteronom, în capitolul 30, cu versetul 19. Vine Domnul acolo și le spune poporului, vă pun în față viața și binecuvântarea, moartea și blestemul, alegeți. N-a poruncit Dumnezeu, alegeți viața și binecuvântarea. I-a lăsat pe ei să aleagă. Dar oare de ce, frați și surori, diferența aceasta? De ce în fapte, când vorbim despre pocăință, vine Dumnezeu și spune, asta e porunca pentru fiecare om în parte? Versetul 31 ne aduce lumină, iubiții mei, pentru că Dumnezeu a hotărât o zi, în care Domnul Dumnezeul nostru ne va judeca pe fiecare după faptele și după trăirea noastră. Și știe Dumnezeu mai bine ca noi și noi avem așa o idee despre ceea ce va urma, dar Domnul Dumnezeu știe că El a pregătit un iad și știe că din ziua aceea, frați și surori, când lumea aceasta se va sfârși, va începe o lume care are numai început, fără de sfârșit. Și în funcție de cum am primit noi darul ăsta al pocăinței, vom sta, frați și surori, în veșnicia aceasta. Și Domnul este foarte atent în privința noastră, pentru că El nu dorește moartea păcătosului, ci vrea ca el să se pocăiască și să aibă viață. Și Domnul să ne întărească să înțelegem, iubiți frați și surori, că pocăința aceasta are un termen, are o perioadă, o limită. Dacă ne uităm în Scriptură, vom găsi pe Isaia, plin de Duhul lui Dumnezeu, să ridică în capitolul 55 cu versetul 6 și ne dă un sfat. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi, câtă vreme este aproape. Dar există posibilitatea să nu-L găsim? Există posibilitatea ca Domnul să nu fie aproape, frați și surori? Uitați-vă în capitolul 2 din Apocalipsa, versetul 21. Acolo Ioan prinde cuvintele lui Hristos și spunea Hristos unui acolo, unei biserici, i-am dat timp să se pocăiască. Este un timp, frați și surori. Nu putem să mergem cum credem noi pe calea aceasta, căci într-o zi oricum noi ne vom pocăi și ne vom întoarce la Dumnezeu. Mulți s-au înșelat în privința aceasta. De aceea vreau în această dimineață să intrăm înaintea lui Dumnezeu cu un gând serios și să ne încadrăm în timpul acesta al pocăinței. Uitați-vă două cazuri din Scriptură, frații mei. Unul din marii predicatori a Scripturii, un om simplu care a vrut să fugă de voia lui Dumnezeu, Iona. L-a trimis Dumnezeu într-un loc și el a plecat într-altul. Dar așa lucra Dumnezeu ca să arate că, de fapt, voia lui se va împlini în totul totului tot, și că vrem și că nu vrem. Și mi-l închipui pe Iona ieșind acolo la Niniveni, mirosând a stomac de balenă, nu știu cât o stat, cum a fost el acolo de confortabil, era plin de gelul ăla care era înăuntru și a început să facă ce a zis Domnul. Predică și strigă 40 de zile și cetatea aceasta va fi nimicită. Le-a dat timp Domnul, 40 de zile timp de pocăință. Interesant faptul că nu știu dacă aveau preoți de-a lui Dumnezeu pe acolo. Nu știu, dar firea, frați și surori, ne învață și firea lucrurile duhovnicești. Uitați-vă, au hotărât zile de post. Când a auzit împăratul lui Ninive, a dat poruncă 3 zile, nici animalele să nu mănânce nimic și oamenii să se îmbrace în sac și în cenușă și să se depărteze de faptele lor cele rele. De unde au știut ei toate lucrurile astea? Era acolo frica de Dumnezeu, frați și surori. Și pentru că oamenii aceștia s-au încadrat în timpul ăla de pocăință, care Dumnezeu l-a îngăduit, spune Scriptura că Dumnezeu s-a căit de răul care a vrut să-l facă și nu l-a mai trimis.
Și au scăpat. Și mai spune ceva Hristos, mai pe urmă, pe când era în Ierusalim, vine și le spune, într-o zi, poporul acela din Ninive se va scula și vă va osândi, pentru că în mijlocul lor a predicat Iona și s-au pocăit oamenii. Dar mai este o situație, frați și surori, în vremea în care Domnul Dumnezeu a arătat lumii întregi măreția, puterea și slava pe care El o are în Egipt, o aruncat peste egipteni 10 plăgi pe care dumnezeii lor n-au avut ce să facă. Nu s-au putut împotrivi, n-au putut să-i ajute. În urmă spune în Ieremia, în capitolul 46 cu versetul 17, că Faraon, puterea aceea extraordinară și strălucirea acelei țări, a ajuns un pustiu. Știți de ce? Pentru că a lăsat să treacă clipa potrivită. În dimineața aceasta, frați și surori, e o vreme potrivită de pocăință. E o vreme potrivită de pocăință. Avem condiții bune. Chiar vorbeam cu Timotei când am intrat în adunare. Mi-am amintit de un frate, în povestea, era din zona Moldovei. În vremea când ei se rugau lui Dumnezeu și stăreau după Duhul Sfânt, stăteau într-o băracă, așa numai din scânduri, era zăpadă pe jos, și-au stăruit după Duhul Sfânt până s-a făcut baltă sub genunchii lor. Dar după ce a venit Duhul lui Dumnezeu peste el, Dumnezeu a lucrat în chip minunat prin oamenii aia. Erau plini de râvnă și astăzi avem biserici datorită acelor oameni care au prețuit timpul ăla al pocăinței. Uitați-vă ce condiții avem, frați și surori. Cred din toată inima că într-o zi condițiile astea se vor ridica împotriva noastră și vor mărturisi împotriva noastră. Domnul să ne dea înțelepciune, iubiții mei, să venim înaintea lui Dumnezeu și dacă în această dimineață am avut harul să intrăm înaintea lui, să nu stăm posomorâți, să stăm înaintea lui Dumnezeu și să intrăm înaintea lui, frați și surori, să ne pocăim de tot ceea ce trebuie să ne pocăim, ca să avem viața aceea din belșug pe care Hristos a promis-o oilor lui. Domnul să fie lăudat! Pocăința aceasta am observat, frații mei, în viața mea, în viața celor din jurul meu, în mărturiile celor pe care le-am auzit. Am învățat că pocăința aceasta se așează o singură dată. O singură dată se așează temele pocăinței. Și apoi se clădește pe deasupra. Au fost unii care au crezut că o pot pune și pot să umble într-altă loc, într-altă parte, să mai pună și acolo temelie și apoi să vină din nou la pocăință. Și am văzut, frați și surori, că nu prea se mai poate. Sunt cazuri în care omul se poate întoarce înapoi, dar rare. Și ăla când se întoarce înapoi nu mai are puterea să zidească cum trebuie. Uitați-vă în Evrei, în capitolul 6, versetul 1, ce vorbește acolo și spune Scriptura. Fără să ne mai întoarcem la pocăință, la temelia pocăinței de faptele moarte. Noi am pus-o, frații mei și surorile mele, când am ridicat mâna și am zis, Doamne, Te-am primit ca Domn și Dumnezeu în inima noastră. Și din clipa aia, pe pocăința aceasta, noi începem să zidim. Că vrem, că nu vrem, pe pocăința aceasta să zidește ceva. Unii fac o zidărie foarte ușoară. Una, două și-au ridicat zidul și pun fân, trestie, lemne. Alții vin mai greu și pun mai greu, că-i aur, îi argint și-s pietre scumpe. Astea nu le găsește oriunde și oricum. Și vine într-o zi, frați și surori, o încercare. Și Domnul Dumnezeu va încerca lucrarea fiecăruia. Și știți cum? Cu foc. M-am tot gândit așa ce fel de lucrare are Dumnezeu. Adică să vezi o gata clădit acolo și în loc să te uiți, să vezi unghiurile dacă-s drepte, cum e fundația, cum sunt toate lucrurile astea, să pui foc pe ea și dacă rămâne, omul acela va primi o răsplată. Și dacă se arde, spune Scriptura ceva acolo, frați și surori, puțin vreau să mă opresc. El va fi mântuit, dar ca? Eu nu știu, frații mei, nu pot să-mi explic lucrul ăsta. Am o înțelegere eu asupra acestui verset. Dar sfatul meu cel mai bun este să ne păzăm să ajungem să fim mântuiți ca prin foc. Că există un mare semn de întrebare dacă vom rezista să trecem prin focul acela. Domnul să ne binecuvinteze. Și odată ce am pus temelia aceasta, iubiți frați și surori, să știți că ceea ce punem noi pe temelia pocăinței îi de mare preț înaintea lui Dumnezeu și tot cerul cu îngeri cu tot privește la ceea ce noi zidim, credeți? Știți că la un moment dat a venit un om în liniștea Ierusalimului
A venit un om îmbrăcat cu un cojoc de blană pe el, cu un cureau de piele, mânca lăcuste și se hrănea cu miere. Nu știu cât de gras era și cât de bine arăta. Venea din pustie, nu știu cât de gelat era și cât de aranjat era. Și a început omul ăsta să strige, pocăiți-vă, era Ioan Botezătorul. O predicat în așa fel încât oamenii ieșeau cu mulțimea la el. Erau botezați în apa Iordanului și la un moment dat cuvântul lui a cercetat așa de puternic și a atins și ființa fariseilor și a saducheilor, care au venit și ei să primească botezul. Și Domnul spune despre Ioan că el era cel mai mare om născut din femeie. Nu a fost nici Moise mai mare ca el, nici David, nici Ilie. El a fost cel mai mare. Și cred eu din toată inima că a fost cel mai mare din pricina lucrării care i-a dat-o Dumnezeu. Că l-a trimis Dumnezeu ca să-l facă cunoscut pe Hristos. El spunea, în mijlocul vostru este unul care, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Și Domnul i l-a arătat și el l-a recunoscut și o smărturisit, iată mielul lui Dumnezeu. Dar frați și surori, omul ăsta a fost mare din pricina lucrării, căci n-a făcut niciun semn și nicio minune. Dar el a chemat poporul la Dumnezeu. Aceasta este lucrarea lui cea mai mare și cea mai frumoasă. Și frați și surori, când au venit farisei să primească și ei botezul, Domnul să fie slăvit că vă întoarceți și voi. Știți ce le-au zis? Pui de năpârci. Năpârcile erau niște vipere, dacă interpretarea corectă ar fi niște vipere. Știți că atunci când Pavel o naufragiat pe insula aceea, o a prins niște mărăcini și acolo era o viperă? Când o simțit focul, căldura focului, vipera începe să miște, frașesuror, și caută cumva să scape, dar tot viperă rămâne. Și Ioan Botezătorul le spune, faceți dar roade vrednice de pocăința voastră. Nu vi se pare puțin ciudat în vremea în care noi trăim? Cât de repede acceptă oamenii învățătura aceasta a mântuirii fără roade, frați și surori? Suntem mântuiți prin harul lui Hristos, prin jertfa lui, nu trebuie fapte, frați și surori. Noi suntem mântuiți fără roade. Ne mânâiem, bârfim, clevetim, mințim, furăm, dar noi suntem mântuiți prin jertfa lui Hristos. Cum sună asta, iubiții mei frați? Sună duhovnicește? Sună după voia lui Dumnezeu? Mă uitam aici în Biblie și auzit versetul 8. Ăsta nu mi l-am propus să vorbesc nimic din el. În Tit, în capitolul 3, versetul 8. Adevărat este cuvântul acesta și vreau să spui apăsat peste aceste lucruri pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi. Să fie cei din tâi în învățătura că noi suntem mântuiți prin har fără faptă. Vorbea Pavel aici adevărul, frați și surori. Știți ce spune el? Într-o zi lumea va fi judecată după Evanghelia mea. Și el avea o frică, ca nu cumva, după ce am predicat altora, eu însumi să fiu lepădat. El a pus bazele, frați și surori, a mântuirii prin har. Dar Pavel a vorbit drept și adevărat, dar el a mai spus într-un loc, să păcătuim în continuare că-i har? Și zicea el, eu mă lupt aspru cu mine însumi. Asta e pocăința, iubiți frați și surori. Domnul să ne binecuvinteze, să putem să o trăim așa cum o cere El. Dar, frații mei, pentru că suntem oameni de multe ori, vedem că în pocăința noastră ne prind stările acestea, cum e mai rău, căldicei. Nu suntem nici reci, nici în clocot. Cum e mai rău? Și spunea aici Tony Marți la rugăciune, dacă ați fost, apar pete pe haina noastră. Și din pricina celor pete, nu mai avem îndrăzneala și bucuria în pocăință. Nu ne mai putem bucura de cuvântul lui Dumnezeu, de cântare, de poezie. Stăm plictisâți pentru că petele acelea, ele se lărgesc pe hainele noastre. Și pentru aceasta, care este soluția, iubiții mei, frați? Care este soluția? Să putem să ne înviorăm pocăința, să putem să fim ca la început, când veneam în casa lui Dumnezeu și auzeam doar atât, Iisus Hristos e Domnul, însă năpădeau ochii, lacrimile în loc și inima ni se bucura, doar pentru câteva cuvinte. Știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Apocalipsa, capitolul 2, versetul 5. Adu-ți aminte de unde ai căzut și întoarce-te.
Frați și surori, nu putem prelua pocăința de aici și să o ducem mai departe, pentru că noi am părăsit cărarea sfinților, am găsit o gaură, o ruptură în gard și am ieșit pe acolo și noi trebuie să ne întoarcem înapoi. De 20 de ani însă așa, de 20 de ani întoarce-te înapoi. Că știți ce spunea David la un moment dat? Doamne, cine poate să-și cunoască păcatele făcute în neștiință? Nu le știa. Dar la un moment dat vine el și spune, știu bine păcatul meu. Frați și surori, noi știm unde e locul unde am căzut și din pricina căruia nu mai putem să avem înaintare înaintea lui Dumnezeu. Și acolo trebuie să ne întoarcem toți, bărbat, femeie, om în slujbă sau simplu în adunare, trebuie să ne întoarcem acolo de unde am căzut. Și Domnul să ne dea puterea aceasta și înțelepciunea, frați și surori. Acum mă gândesc dacă pocăința asta a rânduit-o Dumnezeu, că sunt vremuri în care El a hotărât să lucreze așa. Putea să rămână înainte, cum a fost legea cu vițelul, dar Dumnezeu a hotărât ca prin pocăință noi să ne pocăim, să putem să ajungem, să avem viața veșnică. Oare care a fost scopul lui Dumnezeu pentru noi, frați și surori? De ce a lăsat pocăința aceasta? Înțeleg eu în felul următor, poate și greșesc, dar eu așa înțeleg și așa vorbesc. Prin pocăința aceasta, noi am putut să intrăm în templul lui Dumnezeu. Prin pocăință intrăm. Și când am ajuns acolo, în templul lui Dumnezeu, a venit Hristos. Știți că templul era format din trei părți mari. Primul era locul sfânt, și apoi era perdeaua din mijloc, și apoi era prea sfânta sfintelor. Am pus și perdeaua din mijloc, frați și surori, pentru că ea este Hristos. Și prin aceasta putem intra mai departe. Dar ca să putem intra, noi am intrat prin pocăință în templu, în locul sfânt. Aici Hristos ne-a îmbrăcat cu o haină deosebită, că noi n-am avut haine deosebite când am intrat. Noi am avut hainele rupte, mânjite. Și Domnul ne-a îmbrăcat cu o haină de slujire, o haină preoțească, care o interpretez eu ca fiind sfințirea, frați și surori. Și apoi, prin haina aceasta și îmbrăcând haina aceasta, putem intra în Sfinta Sfintelor. Și știți ce se întâmplă aici? Acolo ne întâlnim cu Dumnezeu. Uitați-vă în Vechiul Testament când Dumnezeu vorbea, nu vorbea în curtea neamurilor, nu vorbea în locul sfânt, să cobora acolo între heruvimi în Sfinta Sfintelor. Acolo pocăitul se întâlnește cu Dumnezeu, acolo pocăitul capătă răspuns de la Dumnezeu. Și vă mai spun ceva, frați și surori, acolo este închinarea în duș, în adevăr, nu în curtea neamurilor. Curtea neamurilor Dumnezeu a lăsat-o ca oamenii să umble acolo. Dar niciodată nu s-o coborâ să vorbească acolo. Și dacă vrem să avem prezență de Dumnezeu și dacă vrem să auzim glas de Dumnezeu, va trebui să intrăm prin pocăință în toate aceste lucruri și să ne oprim în Sfânta Sfintelor. Pentru că acolo se coboară Dumnezeu să ne vorbească, iubiți frați și surori. Și am auzit des lucrări în felul acesta. M-am coborât să vă vorbesc, dar nu v-am găsit la loc. Păi unde eram? Eram în curtea neamurilor și noi, frați și surori. Umblam din coace încolo după tot felul de lucruri, când de fapt datoria noastră și bucuria și plăcerea noastră este să fim în Sfânta Sfintelor. Câți oameni au harul acesta, frați și surori, să stea în prezența lui Dumnezeu? Câți? De multe ori stau și mă gândesc și le-am spus și la colegii mei cu care lucram, mare har este să te pui pe genunchi și să zici, Doamne, și să simți că vine Dumnezeu la tine. E mare har să vindecă bolnavul, ți se rezolvă problemele, ți dă lumină Dumnezeu, dar trebuie să fii acolo în locul unde Domnul ne cheamă și Domnul să ne binecuvinteze, frați și surori, să începem să umblăm în felul acesta. Știți că pocăința mai are un scop. Prin pocăință, frați și surori, să deosebește cei care sunt lui Dumnezeu de adunătura de oameni. De unde mi-a venit lucrul ăsta? Uitați-vă în Numeri, în capitolul 11, cu versetul 4. Spune Scriptura că la un moment dat în poporul lui Dumnezeu, adunăturii de oameni a venit o poftă. Și spune acolo Scriptura, le-a venit, dar și copiii lui Dumnezeu au început să se iei după pofta aceasta. Dar cum au ajuns ăștia în poporul lui Dumnezeu? Ne uităm în Exod, în capitolul 12, cu versetul 38. Spune Scriptura că poporul a început să iasă din Egipt
și împreună cu ei o mare mulțime de oameni au văzut că Dumnezeu îi apără pe pocăiți, a văzut că Dumnezeu îi binecuvintează și au spus, e bine cu Dumnezeu. Ne binecuvintează, ne dă, ne poartă de grijă, dar ne și slujim și de Dumnezeii noștri. Și pocăința arată, frați și surori, care e a lui Hristos și care nu e a lui Hristos. Și veți vedea într-o zi când se va face diferența nu de un om, ci de o mână dumnezeiască și se va spune la dreapta și se va spune la stânga. Domnul să ne întărească să putem să fim aceia care stăm în dreapta. Acum, frați și surori, dacă noi suntem pocăiți și suntem ai lui Hristos, eu așa înțeleg pocăința, așa înțeleg Scriptura, că cei care sunt lui fac faptele Domnului lor. Nu-i adevărat, frați și surori? Dacă ne uităm în 1 Ioan, în capitolul 4, versetul 17, e unul din versetele cele mai tare ale Scripturii. Cum este El, așa suntem și noi. Dar vine Domnul Iisus și El ne spune cum am fost eu. Ne spune Domnul. Uitați-vă, iubiții mei, în Ioan, în capitolul 5, versetul 19, spunea Domnul Iisus, eu nu fac altceva decât ce văd pe Tatăl. Nu vorbesc altceva decât în ce îmi spune Tatăl. Iubiții mei, frați și surori, Biserică Betania, ăsta e standardul pocăinței. Să nu facem nimic din ce Dumnezeu nu face. Orice lucru care îl coborâm, orice milimetru coborât al acestei ștafete, nu-i mai după voia lui Dumnezeu. Nici să-l ridicăm, că o luăm înaintea lui Dumnezeu. Statutul nostru și standardul pocăinței este să umblăm după cum a umblat și Hristos. Dar oare e posibil, frați și surori, așa ceva? Eu cred că e posibil, că e scris în Scriptură, că Domnul e de partea noastră și El ne dă putere. Domnul să ne întărească. Dar acum adunătura de oameni ce face? Face lucrurile firii pământești, frați și surori. Dacă ne uităm în Iuda, în versetul 4, spun că oamenii ăștia schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Și să citeam dimineața aceasta, să nu schimbăm lucrurile astea și din legea slobozeniei să facem alte lucruri, frați și surori. Să rămânem lângă Dumnezeu așa cum o trasat El calea. Și dacă sunt vremurile în care oamenii au început să fie iubitori de sine, iubitori de bani, iubitori de plăceri și neiubitori de Dumnezeu, e vremea, frați și surori, pe care noi o trăim. M-am gândit de multe ori cât de periculoasă e vremea aceasta. La începutul bisericii, când era încă biserica tânără, li se lua mamelor copiii și erau aruncați la lei. Și oamenii ei aveau o pocăință extraordinară. N-am fost încercat niciunul dintre noi în felul acesta. Dar peste noi a venit altceva, frați și surori. A venit viglenia lui Satan care ne cucerește zi de zi cu tot felul de învățături, cu tot felul de lucruri, pentru că el știe ceva. Dacă va slăbi puterea poporului lui Dumnezeu, îi va putea birui. Domnul să ne întărească, frați și surori, să rămânem curați lângă Dumnezeu. Acum, frați și surori, noi ne-am pocăit. Care e motivul pentru care noi ne-am pocăit? Eu m-am gândit de multe ori la viața mea. Eu m-am pocăit pentru că cred din toată inima că într-o zi va fi o înviere a morților. Va fi un loc în care suferința nu va mai fi, lipsurile nu vor mai fi și va fi un loc care bucuria mea cea mai mare nu va mai trebui să mă mai lupt cu păcatul. Voi avea biruința deplină și eu, Adi Berar, într-o zi voi fi ca și Hristos. Asta e nădejdea mea, frați și surori. Vă dați seama cum sună dintr-un om de țărână păcătos să fiu ca și Hristos. Mare har, mare har. Dumneavoastră, de ce v-ați pocăit, frați și surori? Dar acum hai de-a să pun altcumva întrebarea. Că ne-am pocăit de multe ori pentru beneficiile care Dumnezeu ni le dă. Dar, frați și surori, de ce anume ne-am pocăit? Ne-am pocăit de minciună, de bârfă ne-am pocăit, de răutate ne-am pocăit, frați și surori. Bun, ne-am pocăit, dar acum întrebarea mai adâncă. Am rămas în pocăința aceasta? Sau ne-am întors înapoi la omul cel vechi, i-am luat din nou obiceiurile? Pentru că ce vă spun, iubiții mei, e foarte important. E foarte important. Odată ce te-ai întors, spune cuvântul în Evrei, în capitolul 10, versetul 37, că noi nu suntem din aceia care dau înapoi. Pentru că zice Domnul, dacă dai înapoi, sufletul meu nu-și mai găsește plăcerea în el.
Și dacă nu și-o găsit plăcerea în el, să nu credeți că va sta în împărăția lui Dumnezeu, alături de Avram, Isaac și Iacov, să nu credeți. Și acolo va sta toți aceia în care Dumnezeu își va găsi plăcerea deplină. Domnul să ne binecuvinteze. Pe de altă parte, iubiții mei, uitați-vă în Apocalipsa, Domnul a făcut o făgăduință unei biserici. Pentru că ai păzit cuvântul meu și ai rămas pocăit și eu te voi păzi de ceasul încercării. Puțin lucru ăsta, frați și surori, puțin lucru. Domnul să ne binecuvinteze și să ne întărească. Acum, prin pocăință, noi îl și cinstim pe Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Dacă vrem să fie cinstit Dumnezeu de oameni, uitați-vă ce spune versetul 10. Să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu. Dacă ești pocăit, frați și surori, oamenii din jur au un temei ce să vadă. Au să vadă o evanghelie, nu numai cuvinte. Cuvinte au toți, dar dacă ești un om pocăit, au și un temei. Și atunci Dumnezeu e lăudat. Eram în Oltenia, în Slatina, la evangelizare pe stradă și am oprit un tânăr. Am început să-i vorbesc de Domnul și m-a oprit repede, m-a întrebat de care ești, pentecostal. Și a început să-mi spună despre un coleg al lui, era mai în vârstă omul. Lucruri extraordinare, minunat, a vorbit despre băiatul ăla, despre bărbatul ăla. Știți ce frumos a mers evanghelia? Când a avut el în fața ochilor un exemplu de ceea ce înseamnă un om născut din nou, un om care trăiește cu Dumnezeu. Domnul să ne întărească și în privința aceasta. Și apoi, frați și surori, prin pocăința noastră noi biruim păcatul, că de altfel pocăința într-asta stă, în biruirea păcatului. Amintiți-vă, și îmi vine în gând lucrul ăsta, amintiți-vă o întâmplare, e un exemplu pentru mine extraordinar. Când se urca la templu Elcana, cu soțiile lui, cu Penina și cu Ana. Spune Scriptura că Penina își făcea un obicei, tot timpul înțepa pe Ana, dar într-un mod deosebit acolo în casa lui Dumnezeu, vinea și o împungea. Și știți ce spune versetul 10? Te rog să-l afișez. Femeia asta nu a zis nimic, nu s-a plâns bărbatului. În 1 Samuel, capitolul 1, versetul 10. S-a dus înaintea lui Dumnezeu și știți cum s-a rugat? Cu inima mâhnită. Cu inima mâhnită și amărâtă. Credeți că e ușor să stai să-ți împungă cineva sufletul și cugetul și tu să stai cu inima mâhnită și amărâtă și să te rogi? Nu e ușor. Dar a rămas pocăit, a zis, nu zic nimic. Și știți ce spune mai încolo în capitolul 2, dacă nu greșesc, femeia aceasta? După ce Domnul a încercat-o și pocăința ei a rămas în picioare, s-a ridicat femeia asta și a zis, mi se bucură sufletul în Domnul. De ce? Pentru că i-a fost ascultată rugăciunea și spune ea acolo, mi se deschide gura larg împotriva vrăjmașilor mei, că Domnul mi-a dat putere. Asta e pocăința, frați și surori, să poți să rabzi totul pentru Hristos și pentru nădejdea aceea că într-o zi Domnul se va judeca pentru tine și într-o zi Domnul îți va da starea aceea de om mare, te va face după chipul și asemănarea lui și atunci nu va mai fi nimic cu putință să te întristeze. Rămân la cuvintele acestea, v-am spus că închei repede și doresc din toată inima ca Domnul, frați și surori, să rămână peste noi și să lasă un duh de pocăință adevărat și noi să umblăm în pocăința aceea, ca oriunde mergem să se vadă și să se spună, iată copiii lui Dumnezeu. Amin. Doar câteva cuvinte. Știți ce înseamnă pocăința, fraților? Pocăința înseamnă să renunți la rău și să începi să faci binele. Nu e multă filosofie, simplu. Renunți la rău și începem să facem binele. Am învățat câteva din acest pasaj că Domnul ne vrea să fim niște exemple, să fim niște pilde. Că noi nu mai putem trăi cum am trăit înainte să-L cunoaștem pe Domnul și de când ne-am întâlnit cu Dumnezeu, noi trebuie să ne comportăm altfel. Și ne spune Biblia și ne arată în 1 Timotei, capitolul 4, versetul 12, și că nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea, versetul 12, ci fii o pildă
pentru credincioși, pentru orice oameni. Fii un exemplu în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Asta trebuie să fim noi, fraților. Să fim un exemplu, dar nu orice exemplu, ci un exemplu bun. Un exemplu bun de urmat, în care oamenii să vadă noi că este o diferență între noi și ei. Să vadă noi niște exemple de urmat și astfel, văzând în noi, să ne dorească și ei să-L caute pe Iisus, să dească și ei să trăiască ca și noi și să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos. Odată ce m-am întors la Dumnezeu, nu mai pot trăi oricum. Nu mai pot să slujesc la doi stăpâni. Slujesc lui Dumnezeu. Odată ce m-am întors la Dumnezeu, trebuie să fac fapte bune. Renunț la rău și fac fapte bune. Aduceți-vă de aminte de Zacheu. Când s-a întâlnit cu Domnul Iisus și Domnul Iisus a intrat în casa lui și în inima lui, în viața lui, omul acesta a fost înschimbat. Odată ce a fost mai mare vameșilor, avea acces la multe venituri, putea să iei. Dar odată ce a intrat Iisus, a spus altfel, jumătate din avuția mea o dau săracilor. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau împătrit. Fapte bune. Când Domnul Iisus Hristos intră în viața dumneitale, nu te mai comporți ca și altădată, ca și în trecut. Și viața mea și viața dumneitale se schimbă. Haideți să ne ridicăm în picioare. Și zic, Doamne ajută-ne să nu obosim în facerea de bine. Să fim niște exemple de urmat. Oamenii să vadă noi că suntem copii al lui Dumnezeu și că călcăm pe urmele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să mai facem o rugăciune. Bineînțeles, în această rugăciune aducem înaintea Domnului pe familia Pinte, așa cum se anunța, ca Domnul să-i binecuvinteze și să lucreze prin ei acolo unde sunt rânduiți, dar Domnul să ne binecuvinteze și pe noi, că și ne avem nevoie, și să lucreze și prin noi, prin comportamentul nostru, prin viața noastră. Și bineînțeles, în a doua parte a rugăciunii vrem să mai facem ceva. Să mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Nu e prea mult. Nu e mult deloc. Chiar dacă am mulțumit, vrem să mai mulțumim. Știți ce spune Psalmul 50? Cu versetul 15, cheamă-mă în ziua necazului. Ok, l-am chemat pe Domnul de atâtea ori în problemele noastre. Eu te voi? Și Dumnezeu a lucrat în viața noastră și ne-a izbăvit și ne-a rezolvat probleme și probleme. Amin. Și iar tu, spune Domnul, mă vei proslăvi. Ce înseamnă a proslăvi? A mulțumi lui Dumnezeu. Asta vreau să facem în continuare. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru această dimineață, pentru cântare, cuvânt, pentru tot ce a lucrat Domnul la inima noastră. Vrem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Amin. Câteva minute, dragii mei.
Un subiect frumos, o temă frumoasă, actuală, care nu și-a pierdut rezonanța ei, ci este actuală pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să ne pocăim în fiecare zi și să fim un model demn de urmat pentru cei pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul nostru. Atunci când a venit pocăința în lumea noastră, a adus mari bogății și beneficii. Lumea este mai civilizată datorită harului pocăinței, respectului, a modului în care Dumnezeu binecuvânta mintea oamenilor pe care ei i-au slujit lui Dumnezeu. Cei mai mari sau cele mai mari descoperiri care s-au făcut vreodată în lume au fost a unor oameni care s-au pocăit. Dumnezeu a acționat asupra minții. De aceea suntem recunoscători astăzi și pentru clicul acela care îl facem pentru rupător și este lumină. A fost un om care s-a rugat și Dumnezeu a adus descoperiri. Și multe ar fi, fraților. În generația noastră să fim o binecuvântare pentru ceilalți. Dumnezeu să binecuvinteze casele și orașul în care Dumnezeu ne-a așezat. Mulțumesc Domnului pentru cei ce ne-au vizitat. Dumnezeu să vă binecuvinteze, dragii mei. Duceți salutul Bisericii Iuda, versetele 20 și 21. Și vă așteptăm ori de câte ori Dumnezeu vă va purta pașii aici. Ce să vă spunem? Spor la muncă, nu-i ușor. Nici în Oltenia, nici la Cecălaca, nici în Câmpia Turzii și nici în alte zone de unde ați venit. Domnul să însoțească lucrarea Lui. Pentru după amiază este programul tineretului și ieri au avut, așa cum era amintit, o conferință zonală s-a vrut, un cuvânt bun ziditor. Eu m-am bucurat împreună la slujirea lor și m-am zidit spiritual. După amiază vor sluji din nou și au și invitat fratele Fănel Șuteu cu ceva frați surori vor fi împreună cu noi. Așadar, la orele 18 ne întâlnim la casa de rugăciune. Duminica viitoare avem împărtășirea cu trupul și sângele Domnului la programul de dimineață. S-a schimbat ora, revenit, să spunem așa, la ora de iarnă. Într-un consult mai scurt, așa, cu anumiți frați din conducerea bisericii, n-am reușit cu toții, dar am făcut o analiză puțin asupra modului de viață și am hotărât deocamdată, pentru o perioadă, nu știu cât, programele de peste săptămână să rămână tot de la orele 19. Sunt mulți care lucrează până la ora 5 sau chiar 5 și jumătate. Și e o presiune foarte mare pentru ei de a ajunge la casa de rugăciune. Vrem să facem o înlesnire în așa măsură încât să fim de folos pentru cei mai mulți. Dacă vom veni la orele 19 în continuare, vrem să fie și un fel de a vedea feedback-ul bisericii, răspunsul, implicarea. Trebuie să căutăm timpul cel mai adecvat pentru toți ca să poată fi prezenți la casa de rugăciune. Știu că sunt unii de vârsta a treia care ar spune pentru noi mai convenabil era ora 18, dar noi trebuie să grijim de fiecare. Haideți așa, dar în săptămâna care urmează și vom vedea pe viitor, ne vom întâlni la orele 19. Frații mei, nu este neapărat de a sta două ore bătute în cuie în casa lui Dumnezeu. Dar, ideea de părtășie, atâta timp cât curge de sus, vrem să stăm la dispoziția lui Dumnezeu. Și nu uitați, părtășia frățească este o disciplină spirituală. De aceea facem o recomandare pentru toți să fim la întâlnirile de peste săptămână. Cu acestea fiind spuse, vă mulțumim, vă binecuvântăm în numele Domnului, să aveți o amiază binecuvântată și Domnul să fie cu noi la casele noastre. Adunare.